Am solicitat organilor statului să urmărească aspectele care se derulează în județul Botoșani și presiunile politice care se fac în continuare față de primarii liberali, față de oamenii de afaceri liberali și în continuare nu știu ce persoane mai urmează la camera de tortură, cam așa am ajuns eu să pot să mă exprim și urmează în continuare.